Mă întreb cine va cânta piesa asta la finalul zilei. Un român sau un islandez? Ce zici, Cătălin? Ha, bata-i noștri, nu? Adică nu mai încape. De data asta, noi ești suntem. Da, trebuie să fii optimist. Ca înaintea unui mare meci. Și ăsta pentru noi e un mare meci. Dacă îi batem pe cetățenii islandezi, stăm eu pe locul 2. Eu sunt optimist 2. Și de fiecare dată când joacă Dinamo, dar nu mă ajută cu nimic. Din păcate, știi? Cu optimistul ăsta, optimismul ăsta nu prea rezolvi lucrurile așa în teren. Ai văzut că n-am zis nimic sezonul ăsta de Dinamo. Te-am lăsat. Te-ai uitat tu. Acum ți-am adus eu aminte că altfel aia, mai da. Fi... Așa. Da, ai tu alte treburi pe cap. Și mâine o zi. Da, e adevărat și asta că am alte treburi pe cap, da. Despre care vorbim chiar acum. Aia, acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știți că, din nefericire, a avut loc un nou incendiu într-un spital din România. Este vorba de secția externă a Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești. Incendiul ăsta a dus la moartea două persoane, iar o asistentă a avut arsuri, are arsuri pe 10% din suprafața corpului. Acum, sunt două versiuni legate de incendiul ăsta. Una dintre versiuni, cea a managerului, spune că acolo în secția ATI s-ar fi produs o scânteie care a inflamat oxigenul respectiv. Știți povestea, în secțiile astea este mult oxigen, oamenii cu măști, unii intubați și se poate aprinde foarte ușor. Zice managerul că s-ar fi produs o scânteie din frecarea unor materiale textile, cearșaf sau combinezonul asistentei, de dușmeaua care e făcută dintr-un material special antibacterian și aparent, și asta e sigur, incendiul care s-a produs de la scânteie a durat câteva secunde, o secundă, două, a fost de fapt ca o explozie, o vâlvătaie. Altă teorie e că, mă rog, combinezonul asistentei s-ar fi frecat de patul respectiv și a produs o scânteie, de asta și ea ar fi luat foc. În fine, pompierii zic că, din potrivă, e un scurt circuit la o priză, ceva cu un fir electric. Aici o să vedem, e o anchetă. Chestiunea e că spitalul ăsta nu e dintre cele mai vechi, adică ăsta a fost renovat acum 2 ani, a primit, știu tot felul de lucruri noi. Nu toate mergeau bine. Anul trecut, o investigație a ziarului Libertatea arăta că, din cauza aglomerației și a presiunii mari pe instalații acolo, erau niște lucruri în neregulă, chiar la secția ATI, cu pierderi de oxigen. Și acum pompierii zic, vedeți că n-aveți autorizație de incendiu, managerul zice, ba, avem, dar nu e emisă, că e un întreg proces, a început bătălia documentelor. Cine s-a acoperit mai bine de hârtii? Acum, ce să vă zic, e o întâmplare tragică, nu e prima. Din păcate, nu e prima și mă tot întreb de ce se întâmplă oare doar la noi, pentru că n-am prea mai auzit de cazuri similare, chiar și în perioada asta de pandemie, de prin alte țări. A mai fost ceva în Ucraina, dacă nu mă înșel. Posibil, da. Vezi că, na. La noi e cu repetiție și... Da, aș spune un cuvânt mare, dar aș lăsa ancheta. Cuvântul ăla mare se numește proceduri. Pe lângă vechime... Mai sunt și proceduri de respectat și noi, în România, avem o istorie a nerespectării de proceduri, adică a tot ceea ce trebuie să facă fiecare la locul său de muncă. Incendiul ăsta are loc într-o zi în care, culmea, au loc negocieri pentru formarea noului guvern în chestiunea, și în chestiunea sănătate. Negocierile au fost conduse de domnii Rafila și Tătaru. Acum nu știm care dintre ei va fi ministru, dar sigur unul dintre ei va fi ministru. Și domnul Rafila a făcut și o declarație care e acoperitoare așa legată de chestiunea asta. Zice așa: a fost un raport de evaluare a secțiilor de terapie intensivă, dar nu s-au luat măsuri. Vrem să prevenim diagnosticul tardiv, prezentarea tardivă a pacienților la medic, vrem să încurajăm testarea. Mă rog, asta era partea a doua declarații, dar chestiunea cu incendiile e rezumată în acea propoziție. Deci, raport de evaluare și... Cine ar fi trebuit să ia măsurile? Din viziunea PNL și PSD, e vorba de miniștrii USR, care au fost în două mandate acolo. Dar vedeți, eu vreau să vă atrag atenția cât de ușor s-a trecut peste capitolul ăsta, unde cele două partide nu au mari diferențe de opinie și probabil că nici nu s-a întâmplat foarte mult în chestiunea asta, pentru că cred că le este foarte greu să facă ceva, adică se vor trezi în aceleași dificultăți în care s-au trezit și predecesorii lor. E
E greu să ai un program național care să acopere toate chestiunile astea. E greu să faci investiții în mijlocul pandemiei și probabil că la fel de greu este să-i pui pe toți oamenii să respecte niște proceduri pe care sigur că majoritatea le respectă, dar e de ajuns o greșeală în astfel de situații, pentru că acolo e un mediu inflamabil, ce să mai spunem. Și la cum au discutat PNL și PSD chestiunea asta, eu aș îndrăzni să spun că în mare măsură ea o să rămână în aceeași situație și o să ne rugăm la Dumnezeu să nu mai greșească nimeni acolo, iar de reparat, ce să zic eu, o să se repare ceva. E utopic să spunem că o să se repare ceva și că o să se repare degrabă. Să fim optimiști, să încheiem așa cum am început, deși discutam despre alt subiect, că da. Altfel... Păi, altfel, nu știu ce, da, nici nu știu. Ne facem bagajele și mergem prin Islanda și strigăm a Islanda, strigăm. Da, așadar... Pentru mine, negocierea asta e și o dezamăgire. Deci negocierea pe sănătate ar fi trebuit să fie prioritatea absolută a celor trei partide, două, trei câte sunt acolo, și doi la mână, m-aș fi așteptat ca din întâlnirea asta să ieșim cu niște chestiuni mult mai concrete pe care, sau la care oamenii ăștia să pricep. Pentru că așa, sigur, e ușor să dai vina pe aia care au vinovățiile lor și nu s-au priceput nici ei în mod evident să răspundă la toate chestiunile astea. Cătălin, îți mulțumim pentru comentarii. Din păcate nu mai avem timp, însă te așteptăm mâine la România în direct. De fapt, la... Mâine e vineri. Deșteptarea României, chiar pentru că este vineri, da. De chiar despre asta vorbim. O să vină aici fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și împreună cu dumnealui chiar o să povestim cum sunt cheltuiți banii din sănătate.